Primarii comunităților locale sunt din ce în ce mai îngrijorați în ceea ce privește accesarea de fonduri guvernamentale de la bugetul național în vederea finalizării unor proiecte demarate în acest an. În aceeași situație se află și comuna Tămășeni, care are determinat pentru anul următor lucrări de amenajare a trotuarelor, a unei piste pentru biciclete și a rigolelor pe o distanță de 5,2 km. Este vorba de un proiect care are o valoare de 2 milioane de euro și va fi început cu bani de la bugetul local. La ceea ce mi-am propus să fac împreună cu Consiliul Local pentru 2017, vreau să fiu optimist, chiar dacă nu se vor întâmpla, dar vor trebui să găsesc soluții pentru a realiza acele lucrări pe care noi ne le-am propus pentru 2017. Ele sunt într-adevăr foarte costisitoare, vor costa foarte mulți bani, dar va trebui să găsim soluții și să le facem. Deci vorbim despre proiectul de trotuare, pistă de biciclete și rigole. Este pe un tronson de 5,2 km pe o parte și 5,2 km pe cealaltă parte. Costurile sunt foarte mari, se ajunge la 2 milioane de euro lucrarea din ceea ce au făcut proiectanții, că proiectul este finalizat și va trebui, așa cum umblăm pentru avize, și va fi scos la licitație. Îl vom începe cu bani proprii și vom încerca să găsim și o soluție de finanțare de la Ministerul Dezvoltării, de la Consiliul Județean, vedem de unde o să putem face rost. O altă lucrare care nu suportă amânare va trebui obligatoriu realizată tot în 2017. Este vorba de asfaltarea unui tronson de 5,2 km de drumuri comunale, pe care anul acesta s-a executat lucrări de canalizare. Apoi avem un proiect tot pentru la anul, pentru un tronson de 5,2 km pe străzile unde s-au realizat lucrările de canalizare. Deci sunt niște străzi mai lătuțe. Avem proiectul trimis la Ministerul Dezvoltării, dacă ne va putea, și sper, deci sunt optimist și sper să obțin cei 5,2 km pe acele străzi, care vor fi jumătate Ajuteni, jumătate Tămășeni. Vor fi chiar toate străzile principale și cele mai late ale comunii. Lucrări urgente ar trebui să fie făcute și la școlile din comună, unde se impune finalizarea proiectului de asigurare a condițiilor impuse de ISU în vederea obținerii autorizației de siguranță la incendiu. Aceste lucrări sunt însă la fel de costisitoare, dar obligatorii a fi realizate în cel mai scurt timp.